Mai sunt aproape 2 săptămâni până la începerea noului an școlar, iar la Buzău mulți elevi nu vor putea să desfășoare lecțiile online dacă sunt nevoiți să rămână acasă, pentru că nu dispun de niciun dispozitiv care să le permită conectarea la platformele de învățare. Inspectoratul Școlar Județean a transmis încă din luna mai către Ministerul Educației situația copiilor aflați în această situație. Inspectoratul Școlar Județean a transmis încă din luna mai către Ministerul Educației această situație. Totodată, conducerea inspectoratului face un apel și la instituțiile locale abilitate pentru suport financiar. Se vor transmite și în cadrul Ministerului, prin Ministerul Educației, astfel de tablete către județe și sunt convinsă că și noi vom primi un număr rezonabil. Eu sunt convinsă că și comunitățile locale se vor implica astfel încât copiii, acolo unde sunt 2-3 frați, să poată să beneficieze de astfel de aparatură, încât procesul didactic să se desfășoare cât de cât normal. Ion Dobre, liderul Sindicatului Învățământului Preuniversitar, susține că timpul este prea scurt, iar licitațiile pentru furnizarea acestor device-uri nu s-au încheiat. La Buzău vor fi copii care nu vor beneficia de o tabletă pentru a putea participa la lecții. Dați-mi voie să cred că încă nu se știe nimic, încă nu e nimic pe drum. Chiar am auzit o declarație a unui reprezentant al guvernului cu privire la faptul că au întâmpinat ceva dificultăți la licitație. Ori la momentul ăsta nu putem discuta de ceva concret. Ce va fi anul ăsta, nimeni nu știe cu exactitate. Așteptăm să se facă ce? Nu știu, o inventariere a tuturor, unele au pe cele personale. Corect ar fi ca fiecare să primească, dar nu mai insistăm pe aspectul ăsta, încât cu siguranță nu vom fi în măsură să vorbim că fiecare elev, deși așa ar fi, evitându-se discriminarea, așa ar fi normal, nu vor primi probabil un 10% sau ceilalți. Am înțeles ceva și de genul o dezinfectezi și o dai celuilalt de după amiază, lucru care este imposibil. Guvernul a anunțat că va aloca 100 de milioane de euro pentru achiziția a 500.000 de tablete necesare în școli.